Ți-l amintești pe capitanul Kirk din Star Trek? Să știi că serialul a fost un fel de premoniție pentru el. Acum chiar merge în spațiu. La 90 de ani, actorul care l-a interpretat pe capitanul nave Enterprise este cel mai vârstnic pământan care va vedea Terra în toată splendoarea ei. Uite ce spune despre primul lui zbor adevărat în spațiu. I plan to be looking out the window with my nose pressed against the window. The only thing I don't want to see is a little gremlin looking back at me. I want to write about my love of Earth, this warm, loving, nourishing planet. William Shatner a fost în spațiu încă din anii 60, însă doar pe platourile de filmare. În prezent realizează un film documentar care abordează subiecte inexplicabile, inclusiv extraterestri. I'm very, very impressed that at the age of 90 he's in such a good condition to fly to space. And it's just for me a nice message that clearly tells you can never be too old to live your dream.